mulțumim pentru apel și vă aducem la cunoștință că confidențialitatea mesajului dumneavoastră este garantată. Vă rugăm să selectați serviciul dorit. Pentru linia anticorupție, tastați 1. Pentru a adresa o întrebare privind activitatea VAMALA, tastați 2. Pentru a reveni la meniul principal, vă rugăm să tastați 3. Vă rugăm să așteptați răspunsul operatorului. Este ocupată. Dacă doriți să lăsați un mesaj, apăsați tasta 1. Bună seara! M-au sunat oameni din Vama Mămăliga și spun că sunt puși să plătească taxe vamală pentru un cărucior de copii de 450 de euro pe care l-au cumpărat pentru ei, au 9 copii acasă. Și au încercat să sune la telefonul ăsta în credere și nu răspunde nimeni. Oamenii stau de câteva ceasuri în Vama Mămăliga. Asta mi se pare cam mult. Și nenormal să-i pui să plătească taxe vamale pentru un cărucior de copii cumpărat pentru ei. Funcționează serviciul vamal sau nu? Sper că s-a înregistrat măcar mesajul ăsta. Da, apelul s-a încheiat. Am sunat la 574-3D1, așa cum e afișat pe site-ul serviciului Vamal, că ar fi telefonul de încredere. Se confirmă că lucrurile nu prea funcționează la Vama.